Bună seara! Um, omule, cunoaște-te pe tine însuți și vei cunoaște Universul și Zei. Întotdeauna m-a fascinat acest, um, ceea ce a scris pe frontispiciul Templului din Delphi. Întotdeauna m-am întrebat în, în ce mod ar trebui să ne cunoaștem, în ce mod ar trebui să, să ne cunoaștem pe noi înșine ca să putem cunoaște un întreg Universul și zei. Am aflat de mult lucrul ăsta, însă nu mi-am dat seama decât de recent în ce fel ne putem cunoaște pentru a ajunge la acest deziderat? Încă n-am ajuns acolo, evident, pentru că n-aș mai fi aici, aș transmite din altă, din altă dimensiune, însă uh, sunt în acest proces. Însă mi-am mi dat seama că este absolut necesar să ne cunoaștem pe toate planurile. Nu, uh, nu numai psihologic, nu numai uh, din perspectiva spiritualului, nu numai, dar ci și fizic, efectiv fizic. Noi nu, noi nu știm anumite lucruri uh, despre noi înșine, nu știm anumite lucruri despre corpul nostru. Și culmea, ca să ajungem uh, ca să ajungem să, să evoluăm într-adevăr, este absolut necesar să știm aceste lucruri. Uh, când m-am prins de chestia asta, am început să studiez și altceva. În afara uh, psihologiei, în afara uh, programării neurolingvistice, în afara dezvoltării personale, în afara uh, filozofiei, a uh, religiilor și așa mai departe. În afara, uh, în afara spiritualității. Mi-am dat seama că totul se află atât de aproape. De mine și atât de evident este în care, încât este, este foarte ușor să-l treci cu vedere. Ok? Și atunci am început să studiez chestia asta. Am început să. Nu neapărat este absolut necesar să te duci să faci o facultate în domeniu ca să studiezi un anumit domeniu. Acum ai la dispoziție pentru surse de informații. Ai la dispoziție o rețea întreagă de informații și singurul, singurul lucru pe care îl poți face este să cauți, nu? Să cauți și dacă din ce cauți, din aia devii mai inteligent în a căuta. Și din ce înveți, din aia devii mai inteligent în a, a, a bune a înlătura gunoaiele, pentru că sunt și o groază de gunoaie, sunt și o groază de bălării pe care le găsești și atunci trebuie să devii căutând, făcând, antrenându-te, citind. Așa reușești să, 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 să poți discerne, să poți separa gunoaiele de ceea ce este important. Iar unul din lucrurile pe care m-am apucat să le studiez este biologia. Culmea, la, în școală, de când am început să facem biologie, până la liceu, până a terminat liceu, și la facultate, cât am făcut, am făcut ceva, am învățat. Însă, biologia din școală, am trecut-o cu vederea. De ce? Pentru că era trecută cu vederea. Pe vremea când făceam eu școală. Adică erau puțini interesați de biologie, iar de obicei profesorii de biologie, cel puțin cei pe care am avut eu, erau aproape dezinteresați. Și ne treceau clasa așa, fără să... Treceam ca gâsca prin apă, cum se spune. Uneori nici nu mergeam la orele respective. Adică era cam pe același... Uh... Palier cu muzica, biologia. Dar abia acum realizez cât de importantă era. Însă, tot acum realizez că tot ce am fost învățați, tot, apropo, bine, apropo de evoluție, mă refer, și în, în ceea ce privește biologia și biologia evoluției, este cel puțin jumătate complet eronat. Și din aceste erori pe care le-am învățat în școală, și care observ că se perpetuează în școală, cu toate că sunt, sunt complet lipsite de sens în, în noua paradigmă, sunt complet lipsite de sens în. în, în cu actuale cercetări științifice, ele continuă să apară în programele școlare. La fel cum au fost. Mă refer și la fizică, adică fizica newtoniană, chiar dacă are ea un anumit rost, nu mai are sens în paradigma asta. E depășită total, e în afară. Biologia și evoluția, conform teoriei daruiniste, este complet eronată. Deci nu -are, are ce căuta, după părerea mea, în uh, manualele școlare. De ce? Pentru că a perpetuat o prostie, și acea prostie ne, 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 ne poate conduce către un dezastru al speciei, un dezastru global. E, și propria noastră minte ar putea fi re responsabilă de așa se extinție. Cinci extincții au fost datorate diverselor obiecte care au căzut din cer sau alte fenomene, însă, a șasea poate avea loc datorită unor erori în judecată. Și suntem așa, într-un echilibru labil spre indiferent. Adică, dacă nu ne dăm seama de ceea ce se întâmplă și nu ne dăm seama în masă de ceea ce se întâmplă și nu facem ceva în acest sens este posibil să mergem către echilibru indiferent iar când ajungi în echilibru indiferent drumul este fără întoarcere planeta noastră dispară viața nici atât însă noi o să dispărăm ca specie de ce? cu toate că am avut potențialul avem un potențial uriaș avem, suntem un super -organism. Literalmente, uh, avem o minte, eu știu, avem un software, un, uh, un program, un sistem de operare complet eronat, care încet, încet, dar sigur, dacă rulăm în continuare, ne va duce către uh, dispariția noastră. Ok? Ok. Ce înseamnă mai precis, ce am studiat mai precis din biologie? Uh, evoluția. Evoluția. Am dat întâmplător peste lucrările uh, doctorului Bruce Lipton, și a altora, însă Bruce Lipton a, este, a fost factorul inspirator pentru mine și a, am început să le studiez cu atenție, să văd toate documentarele lui, să citesc ce am putut să citesc, să citesc studii legate de cercetările lui și așa mai departe. Și, bineînțeles, am tras niște concluzii, sau au tras niște concluzii a, la nivel științific, însă a, culmea în facultățile de medicină, de exemplu, se perpetuează aceeași paradigmă, care nu mai este reală. Adică, un exemplu, toată lumea crede că genele sunt responsabile pentru tot. Nu? Ceea ce acum este complet fals. Și atunci, atunci când când au fost introduse aceste lucruri în, în paradigma ă, științifică, au fost doar ipoteze. Au fost niște ipoteze pe care cineva le-a luat de bune, nu aveau absolut nicio bază științifică de cercetare și le-a le implementat. Iar atunci când spui o minciună de o mie de ori, devine adevăr. Iar adevărul ăsta ne poate conduce la efecte extraordinar de nocive pentru noi. De ce? O să vedeți ce înseamnă percepția, și o să vedeți ce înseamnă credințele, și o să vedeți ce înseamnă ce influență are acest sistem de operare și acest software asupra hardware-ului, adică asupra uh, corpului nostru. Mintea noastră are o influență majoră asupra corpului nostru, iar aceste lucruri au fost dovedite științific. Deci Dr Bruce Lipton a fost este pionierul unul din pionierii epigenetici, unul din părinții epigenetici. Ce înseamnă epigenetică? Înseamnă deasupra geneticii. Adică genetica au dovedit că este uh, eronată, uh, pe când epigenetica a venit cu anumite explicații. Și de acolo e necesar să începem. De acolo este, uh, acolo, în celula noastră, e necesar să pătrundem ca să înțelegem ce se petrece în întregul nostru și ce se poate petrece cu, un, cu noi, ca specie, în acest sens. De unde am plecat? Uh, cum a apărut evoluția asta, cum s-a perpetuat, cum s-a dezvoltat și care au fost, eu știu, care au fost postulatele, care a fost postulatul de bază în, în această, în adevărata evoluție. Zic eu, eu știu, poate eu și Dr. Lipton și alții se înșeală, dar eu am tendința să cred că este real. Și vă sfătuiesc să, să, să citiți și să cercetați aceste lucruri. Adică eu nu-ți spun să mă crezi, că nu sunt Iisus Hristos să mă crezi și nici dr. Bruce Lipton, nu sunt doctor în biologie. Ceea ce îți spun este să cercetezi la rândul tău, pentru că acum titul Titulatura asta nu mai are nicio valoare și îți garantez că în 10 ani nu va mai avea absolut nicio valoare, ci oamenii vor învăța să învețe ei înșiși, să, a, să aibă acces, să, au acces la informație și vor învăța că este absolut necesar să înveți. Este absolut necesar să înțelegi și să înțelegi nu numai un aspect al vieții, ci toate aspectele Vieții. Să nu mai ai un punct de vedere. Nu? Să nu mai folosești acest cuvânt să Am un punct de vedere Ci să ai o perspectivă Să introduci un nou termen Am o perspectivă De ce? Pentru că poți Avea o perspectivă Dacă îți orientezi Atenția în acest sens Asta e părerea mea eu știu, poate mă înșel, dar eu cred că nu am oarece experiență ca să cred că nu mă înșel. Ok, deci uh, Dr. Lipton a fost unul dintre primii care au studiat celulele STEM. Okay? Uh, acum, ce, ce caracteristici au celulele STEM? A pus într-un vas petri... Uh, celule STEM, le-a mulțit și a ajuns la, eu știu, la un număr de celule STEM pe care le-a împărțit în trei grupe și le-a pus în medii diferite. A pus în vase diferite, cu medii diferite. Acum, care caracteristica de bază a un, a, a, care era caracteristica de bază a acestor celule? Erau provenite din aceeași celulă, deci aveau același ADN. Nu era niciuna diferită de alta. Și, uh, surpriză mare, într-un întru mediu s-au obținut celule musculare, într-un mediu s-au obținut celule osoase și în alt mediu s-au obținut celule uh, de grăsime. Nu? Uh, deci, și atunci au avut o revelație. Mă, frate, înseamnă că nu ADN-ul determină ceea ce se întâmplă, ci mediul determină Ceea ce se întâmplă, adică în felul în care evoluează lucrurile. Și atunci au studiat un pic mai îndeaproape. Și s-au prins că nu nucleul care conține, nu nucleul celulei care conține ADN-ul este responsabil pentru ceea ce se întâmplă, pentru ceea ce fabrică celula, ci membrana celulei. Adică. Efectiv, nucleul celulei nu este decât organul de reproducere, practic al celulei, iar membrana celulei este creierul ei. Creierul ei care are senzori care ce fac? Percep, scanează mediul din afară și uh, îl interpretează uh, cu puținul software pe care îl au ele și uh, interpretarea au anumite switch-uri, anumite uh, um, cum să le spunem ca niște întrerupătoare din, uh, formate din proteine care trimit anumite uh, 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 semnale de la receptor la efector și de la efector la ADN. Numai în felul ăsta, ADN-ul deschide o anumită porțiune și creează ceva. ADN-ul în sine nu poate să facă nimic. ADN-ul este, o, este exact ca proiectul unei case. Nu? Dacă ai un proiect de casă, proiectul casei nu face casa. Degeaba ai un proiect de casă. Poți să construiești casa conform proiectului, însă nu proiectul realizează casa, ci contractorul. Cel care ia contractul, cel care se angajează să facă. Există alte mecanisme, nu proiectul în sine este vinovat. De aia este total eronat să crezi că dacă părinții tăi sau bunicii tăi sau nu mai știu cine au avut cancer, de exemplu, este absolut necesar ca tu să ai cancer. Fals. Este doar o tendință. N-are nicio legătură cu faptul că tu vei avea sau nu. Tu vei avea cancer sau altă boală, eu știu diabet sau altă boală, numai în cazul în care ești convins și trimiți în mod uh, convingător din software, în hardware la nivel de celule această informație care se manifestă ca un efect nocebo. Știi că există efect placebo, adică placebo și efect nocebo, adică uh, e cel contrar. Ok? Însă percepția determină ceea ce se întâmplă și nu uh, matricea, nu, uh, nu proiectul. Proiectul nu are nicio însemnătate. Au mers până acolo uh, încât au, au scos din celulă, nucleul celulei, iar celula a supraviețuit bine mersi până când proteinele s-au -au deteriorat, au îmbătrânit și n-au mai avut cum să le producă. Dar celula a supraviețuit în continuare. Aia însă, dacă îți scoate creierul, cu siguranță nu vei supraviețui. Aia i-a determinat să creadă și să cerceteze în continuare că așa zisul creier al celulei nu este, nu se află în, în centrul ei, în nucleul ei, ci în membrana ei. Asta a fost uh, punctul de plecare în sensul ăsta. Și de aici s-au tras o groază de concluzii. Este necesar să înțelegem chestia asta, pentru că asta ne ajută. Adică Chiar dacă tragi un pic de neuroni acum, eu știu că e dificil să înțelegi asta și mie mi-a fost dificil să, să înțeleg lucrul ăsta, dar mi-am întins un pic de neuroni, am tras un pic de, de mintea mea, am, am, am deschis-o mai mult ca să înțeleg chestiile astea și te sfătuiesc să faci la fel. Poate pare greu. Eu știu. Ascultă în continuare. Și du-te și vezi. du că le găsești pe YouTube, găsești peste tot lucrările doctorului Bruce Lipton. Și alții. Nu numai el. Că de la el te duci în mai multe direcții. Nu el, el singurul care studiază chestia asta, ci sunt mai mulți oameni care studiază epigenetică în momentul ăsta. Sunt mulți oameni de știință care au... Care au sunt de acord că... Cercetările lui sunt valide și uh, găsești tot soiul de cercetări în sensul ăsta dacă le cauți. Deci, concluzia este următoarea. Percepția asupra mediului creează uh, uh, sau generează ceea ce se întâmplă în interior. Percepția și nu Mediul în sine, ci percepția noastră asupra mediului. La un moment dat, cred că am explicat. Dacă n-am explicat, mai explic o dată. Am explicat felul în care percepem realitatea și e foarte important să, să, să înțelegi lucrul ăsta. Adică, fizicienii spun că de jur împrejurul nostru se află o mare cantitate, o imensă cantitate de informații, adică undeva la aproximativ 60 de milioane de biți pe secundă disponibili. 60 de milioane de biți în fiecare moment, practic, disponibil, se află de jur împrejurul nostru. Iar organele noastre de percepție, deci celula avea niște, are niște proteine, niște antene, un număr limitat undeva la aproape 100.000 de, de receptori. Și cu aia scanează, nu? Deci organele noastre sunt mult mai sofisticate de percepție, însă cu ajutorul organelor noastre de percepție, putem capta din mediul înconjurător aproximativ 2 milioane de biți pe secundă. Acei 2 milioane de biți sunt totuși, reprezintă totuși o mare cantitate de informație și nu poate fi transpusă într-o imagine a realității. Toți cei două milioane de biți. Și atunci ce face? Creierul nostru s-a creat de așa natură, a fost creat de așa natură, încât să filtreze toată acea informație, să determine ceea ce este important pentru noi în momentul respectiv. În primul rând, din perspectiva supraviețuirii, pentru că aia are întâietate, și după aia, din perspectiva cunoașterii pe care am dobândit-o de-a lungul timpului. Și trecând prin acele filtre, prin credințe, valori, eu știu, experiențe, trăiri de viață și așa mai departe, plus prin tot soiul de generalizări, distorsiuni de limbaj și ștergeri de, 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 informație, după ce, se, după ce, trece de toate aceste filtre, ceea ce rămâne, uh, în, rămân, rămâne undeva la 134 de biți pe secundă. Rămân undeva la 134 de biți pe secundă. Și, iar acei 134 de biți pe secundă se constituie într-o imagine a așa zisei realității. într-o uh, imagine internă a așa zisei realități externe. Ok? Deci 134 de biți în fiecare secundă din 60 de milioane de biți. Dacă împarți 60 de milioane la 134 de biți, vei obține aproximativ 450 de mii de realități disponibile în fiecare secundă. De jur împrejurul nostru. Dacă faci combinări de înloate de ca Folosind 60 de milioane de biți de informație, atunci vei avea quadrilioane de uh, realități disponibile în, fie, în fiecare secundă. Și uh, ce importanță are asta? În primul rând, te gândești că dacă schimbi filtrele, e logic. Dacă schimbi filtrele, schimbi realitatea. Poți să schimbi realitatea? Filtrele poți să le schimbi? Da, normal. Urmărește toate emisiunile și o să încep să schimbi anumite filtre din mintea ta. O să, o să, o să începi să schimbi anumite credințe. Nu ușor, dar o să poți schimba anumite credințe din mintea ta urmărind doar emisiunile uh, astea pe care le-am difuzat până acum. Și de la ele, pornind într-o într cercetare personală a ta. Nu? nu doar să mă crezi pe mine sau pe altcineva. Eu nu te sfătuiesc să urmezi pe nimeni și să crezi pe nimeni. Ok? E cel mai rău lucru pe care îl poți face e să urmezi pe cineva sau să crezi pe cineva din prima. Nu. Nu te apuca să nici să-l urmezi, nici să crezi. Ci uh, uh, trebuie să ai o doză de suspiciune. Uh, însă, este absolut necesar să faci ceva în acel sens. Să cercetezi. Nu, nu să-i nu să dai dilit, nu să-l ștergi din, din start, nu să respingi din start. Dacă, dacă eu îți spun un lucru nou și nu ești obișnuit cu el și îl respingi din start, aia înseamnă o mare dovadă de uh, ignoranță, ca să fiu delicat, să nu-i zic prostie. Nu? Deci aia este cea mai înaltă dovadă. În momentul în care respingi un lucru nou despre care nu știi nimic, este o dovadă certă că ai mult de lucru. Adică e mult, mult de lucru. Deci, ca să concluzionez cu chestia asta, nu mediul neapărat influențează ceea ce se petrece în noi sau în celulă, ci percepția noastră, credințele noastre, ceea ce credem noi despre mediu. Filtrele noastre sunt cele care produc acea uh, imagine internă, care produc acel rezultat care duce uh, la uh, care dă niște comenzi în corp. Adică dacă filtrele tale, dacă mintea ta este orientată către frică, către, uh, e în permanență în stare de anxietate, de stres, uh, eu știu, și în, în permanență vei fabrica un mediu, un mediu specific stresului și fricii, care va împiedica celulele tale să se dezvolte normal, să trăiască normal, să, 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 să se mulțească normal. Și atunci, normal, că ele devin mutante, devin într-un mediu ostil, ele caută să se apere cumva. Nu? La fel cum tu cauți să te aperi, la fel ele, celulele tale, caută să se apere cumva. Ok? Deci, nu mediul influențează neapărat asta, ci percepția asupra mediului. ok? Și cum s-a dezvoltat chestia asta? Uh, cum a apărut practic evoluția din perspectiva acestor oameni? Uh, ei spun că la început primul organism, practic, a fost o, o, o bacterie. O bacterie, și am înțeles din prezentarea de până acum, că nu nucleul. Bacteriei constituie creierul ei, ci membrana ei. Bacteria era limitată. Deci a, a evoluat o perioadă și a ajuns la o limită. Adică limita uh, membranei. Mai ales că bacteria este înconjurată de, uh, e ca o scoică, e ca, o, ca un crustaceu, e înconjurată de o carapace. Și uh, membrana, am spus, că este creierul celulei, creierul organismului. Iar creierul acela are un număr limitat de receptori. Deci, în momentul în care s-a ajuns acolo, un miliard de ani evoluția a stopat. De ce? Pentru că nu se putea dezvolta mai mult de atât. Nu putea să creeze uh, o membrană mai mare. Atâta, aia era posibilitatea. Atât se putea dezvolta și acolo a rămas. Dar Cumva? Cumva? Nu știm cum. Habar n-am cum. Uh, și nici ei nu știu cum. Celul ăsta, bacteriile, și-au dat seama că dacă formează comunități simple, și așa, a, așa, au, așa au făcut la, la început, au format o comunitate simplă și au dat seama că împreună. Pot schimba informații și pot însemna mai mult decât, adică pot face față mai bine mediului decât singure. Nu? Și atunci ce au făcut? S-au uh, uh, adunat în colonii simple. S-au adunat în colonii simple și uh, poate sute de mii de ani au trăit în colonii simple oricum era mai bine decât de unul singur nu? și uh, observăm că acum la noi și nu, nu neapărat de acum mai de mult oamenii s-au prins că nu pot trăi singuri și s-au adunat de, de la începuturile omenirii s-au adunat în clanuri s-au adunat în colonii simple deci uite-te la tipar. Tiparul este foarte important. Să vezi tiparul și în cazul nostru, și în cazul uh, uh, organismelor uh, unicelulare. Ok? Ok. Uh, continuăm după o scurtă pauză. Am revenit. Vorbeam despre tipare. nu? Când am început să văd lumea, să observ lumea și să observ tiparele din lumea asta, a fost iar, și o mare revelație pentru mine și m-am prins că întreg universul ăsta este un tipar, un mare tipar format din modele mai mici, din tipare mai mici. Și la fiecare nivel există tiparul universal, practic. La fiecare nivel există modelul universal. Și atunci am început să fac, să, să corelez lucrurile și să observ eu știu, diversele aspecte ale acestei existențe. Și a fost a fost o chestie nemaipomenită pentru mine, adică a fost o chestie care a dus la o înțelegere deosebită pentru mine. Uneori mi-e greu să înțeleg, să, să, să explic lucrurile astea, este mai ușor să le trăiești și uh, e mai mult mai dificil să le explici. Ok, vorbeam despre uh, primele organisme, Prim, primul organism care a fost bacteria și care era limitată. Nu? Uh, ca să nu mai fie limitată, s-au prins ele că se pot aduna în grupuri de bacterii și au format colonii simple. Nu? Și au trăit așa mult timp, în colonii simple. Dar. Nu era suficient. Și uh, la un moment dat uh, s-au adunat mai multe tipuri de bacterii și au, for au format colonii integrate și au pus un film de jur în lor. Adică și-au creat un mediu intern al lor. Ok? Împreună și-au creat un mediu intern. A -a -aceste, a Acest tip de. Uh, celulă, să-i spunem așa, se numește biofilm. Biofilmul și acum e, prezent, de exemplu, biofilm tartrumu de vedinți este acest biofilm. Dar probabil că a durat foarte mult timp până când au mers mai departe de atât. Au mers adică s-au unit foarte multe bacterii, zeci de mii, sute de mii de bacterii și au format prima celulă, practic, prima amibă, prima, primul organism unicelular. Deci, atunci, aia a fost o chestie nemaipomenită, a fost un salt extraordinar în evoluție. Însă, la fel, la fel, cu același tipar, la fel ca și primul organism, era limitat de o membrană. Membrana, într-adevăr, era mai mare. Numărul de receptori era, era mult mai mare. Iar, uh, iar uh, relația dintre uh, a, a ceea ce se petrea, petrecea în interiorul uh, amibei era uh, cu mult mai sofisticată decât în interiorul unei uh, bacterii. Nu? Uh, și aia a fost un salt extraordinar în evoluție. Dar membrana, așa cum am spus, era limitată, nu putea să crească mai multă membrană, pentru că nu se putea, nu puteai să, să crești, de ce nu se putea? Pentru că există un singur strat de proteine. Nu, sunt, nu e stratificată membrana. Există doar un singur strat de proteine cu acei, uh, cu, uh, acei receptori, și din acest motiv nu, nu, nu putea evolua mai departe. Adică nu putea să facă un balon mai mare cu mai mulți receptori, ci uh, a rămas la un anumit uh, nivel. Uh, însă, conform tiparului uh, și. Uh, eu știu, sute de mii de ani de evoluție, această amibă a evoluat într-o celulă mult mai sofisticată, cum e celula umană, de exemplu, dar nu au apărut oamenii atunci, ci celulele s-au unit și au apărut primele organisme pluricelulare. Și de fiecare dată, de fiecare dată, s-a creat un salt în acest sens, însă nu prin competiție, așa cum spune Darwin, și așa cum uh, greșit am fost învățați, și așa cum perpetuăm acest model, pentru că datorită competiției avem problemele pe care le avem. Uh, a, această evoluție a apărut cu ajutorul cooperării. Adică celulele s-au strâns împreună, au cooperat într-un mod absolut armonios către, o, către un organism mai mare, cu potențial mai mare de a scana mediu, cu instrumente din ce în ce mai sofisticate de a scana mediu. Așa au apărut după aia organismele mai, mai complexe. Eu știu, au apărut animalele și au apărut întâi reptile, au apărut nu, mamifere, au apărut pești, au apărut păsările, au apărut toate chestiile astea. Cum? Prin cooperarea celulelor. Deci celulele au cooperat la nivel celular, s-a cooperat și s-a creat un mediu din ce în ce mai mare cu scanere, cu cu uh, senzori din ce în ce mai sofisticați. Uh, au creat un sistem nervos, au început să creeze un sistem nervos uh, care a dus la o, la o procesare a informațiilor cu mult mai sofisticată. Uh, și observăm în natură, de exemplu, nu numai la oameni. Deci, de când au apărut oamenii. Uh, o, am observat că s-au strâns în comunități simple, pe urmă s-au creat comunități mai mari, pe urmă eu știu o țară, este tot o comunitate, însă ideea e că softul nu ne permite să funcționăm. Ca o comunitate, nu ne permite încă să funcționăm, să mergem în aceeași direcție, să, să, să ne știm fiecare locul și să acceptăm fiecare locul pe care îl avem. Noi suntem într-o continuă competiție. De ce? Pentru că așa am fost învățați, așa ni s-a spus la școală, trebuie să fii cel mai bun. Trebuie tu să fii cel mai bun. Păi, imaginați-vă ce ar însemna în, în, într-un astfel de organism ca o celulă nervoasă să fie supărată pe o celulă din, eu știu, din uh, tractul digestiv, nu? Care e mult inferioară. Sau o astfel de celulă din uh, intestin să caute să evolueze la nivel de celulă nervoasă. Ar fi un haos total acolo. Fiecare știe locul lui. Își acceptă locul lui. Și Face tot ce este mai bine pentru întreg, pentru organism. Iar organismul face cât poate mai bine pentru fiecare din celulele sale. Am observat, de exemplu, mă gândeam cum funcționează stolurile de păsări și bancurile de pești. Care, care fac niște mișcări absolut incredibile, care au niște traiectorii incredibile, care se feresc din calea uh, predatorilor într-un mod incredibil și care lucrează la unison. Deci lucrează ca și cum ar fi o singură minte și mi-am dat seama că, într-adevăr, s a unit într-o singură minte și a, a un, să, să unesc în momentul ăla în care uh, lucrează împreună, sunt o singură minte. Împart. O singură minte. Și așa pot supraviețui. Hey, uh, la un moment dat, din. Uh, pe scala evoluției, s-a creat. Uh, a apărut omul. Nu? Omul, de fapt, ce este? Este un vas petri, <gângă> adică format din piele, iar în interiorul lui există o colonie de aproximativ 50 de trilioane de celule. Deci noi nu suntem un organism. Suntem un super organism. Nu suntem doar, nu sunt doar ce cred eu că sunt, ci în mine există 50 de trilioane, poate în cazul meu 80 de trilioane de celule care, care cooperează în com completă și totală armonie pentru binele meu. Um, problema mea este aceea că, um, eu știu, sau probabil greșeala celulelor, este aceea că uh, a permis unui software, uh, uh, a permis să fie implementat un software care a creat o altă entitate, practic, egoul, nu? A creat o chestie în mine care nu funcționează pentru mine. Că de-aia ni se întâmplă tot soiul de probleme. Nu se întâmplă datorită părții inconștiente a noastră care, care uh, dirigează toate aceste aspecte, adică miliarde de operațiuni pe secundă sunt dirijate de partea inconștientă a noastră, uh, ci au apărut datorită minții noastre conștiente care strică efectiv echilibru. Mintea noastră conștientă strică echilibru și de ce îl strică? Datorită unui soft implementat defectuos de la început și perpetuat într-un mod defectuos, unui soft care spune că competiția este necesară și nu cooperarea. Competiția duce la progres și nu cooperare. Fals! Nu competiția duce la progres. Iar noi suntem un exemplu viu că nu competiția a dus la crearea unui superorganism, ci totala cooperare, totala cooperare a celulelor a la, la apariția noastră. În plus, un lucru pe care nu știam sau îl știam parțial, însă acum îl știu, doar una din 10 celule în acest vas petri, învelit în piele, nu? În, această, în, în, în acest or, superorganism, doar una din 10 celule are genomul uman. Doar una din 10. Deci doar 10% din celulele noastre au genom uman. Restul sunt. sunt tot soiul de paraziți, îl reprezintă tot paraziți. Paraziți în, în, nu în sensul rău al cuvântului, sunt și din aia, dar în sensul bun al cuvântului, pentru că și ea cooperează într-un mod extraordinar. Sunt tot soiul de bacterii în interiorul nostru, sunt tot soiul de organisme în interiorul nostru, de care habar n-avem, dar care funcționează în armonie cu celulele noastre. Nu? De exemplu, noi, majoritatea Cred că avem doar un singur creier. Fals! Avem trei creiere, nu unul. Avem un creier aici, care de fapt e mai mult un receiver, e un receptor. Avem un creier aici, un alt creier, și mai avem un creier aici. Partea intuitivă aici este. Și în, în, în zona asta avem aproximativ 3 kg de bacterii care se constituie într-un creier și care, uh, care dau informații unor celule nervoase asemănătoare celor din creier, care fac parte, bineînțeles, din uh, um, genomul, um, care au genom uman, care sunt ale noastre. Deci, din asta suntem creați. Nu suntem. Uh, un, așa, o, o bucată de carne, o bucată, o chestie. Nu, ci suntem o colonie. În interiorul nostru se află o colonie care a ajuns la acest nivel da, datorită cooperării, nu competiției. În niciun caz, dacă era competiție, nu ajungeam aici. Nu aveam cum să ajungem la acest nivel. Dacă era competiție și o, o chestie, așa cum spune Darwin, întâmplătoare. Nu ajungeam aici. Nu există întâmplător. Totul a fost foarte bine uh, organizat și în timp îndelungat organizat pentru, a, pentru ca noi să ajungem să devenim un superorganism. Ok? Uh, ce facem dacă acum înainte <laughs> cu această cunoaștere? Uh, e foarte important. Deci, urmărim tiparul, nu? Asta e, 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 e ca o spirală ca o spirală ascendentă, nu? Și tot ce putem face este să urmărim tiparul. Nimic altceva. Deci, ce am putea face în continuare? În primul rând să ne dăm seama că eu știu, chiar dacă suntem un superorganism, avem totuși un... avem un potențial extraordinar, dar limitat. Și suntem niște celule, exact cum era amiba. Suntem la fel ca o amibă, mult mai sofisticat. Da, o amibă. Și uh, suntem limitați într-un anume sens. Uh, dacă realizăm acest lucru, că suntem niște celule pe această planetă, că noi, oamenii, și nu numai noi, și celelalte viețuitoare suntem niște celule pe această planetă, a, însă noi trebuie să, trebuie să. E musai, nu că trebuie. E musai să realizăm lucrul ăsta, pentru că celelalte viețuitoare nu sunt conștiente de chestia asta. Chiar dacă și ele fac parte din. Uh, sunt parte, sunt celule ale acestei planete, ele nu sunt conștiente. Dar noi suntem. Noi suntem conștienți. Noi avem acest potențial, acest, această chestie nemaipomenită de a fi conștient de faptul că ești conștient. Eu nu știu dacă există o altă creatură pe planetă să fie conștient de faptul că ești conștient. Poate că există. Dar noi mai avem un lucru în plus pe care nicio creatură nu-l are. Niciuna. Dacă l-ar avea, s-ar vedea. Dar nu-l are. Și anume imaginație. Avem o facultate mentală care se numește imaginație, creativitate. Și uh, culmea că folosim această imaginație și creativitate împotriva noastră, în loc să o folosim în, 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 într-o direcție care ne conduce către evoluție. Deci, ce putem face? Care e soluția? Soluția e să realizăm acest lucru, să vedem tiparul evoluției, să vedem că cooperarea a condus către evoluție și nu în niciun caz competiția, competiția este doar cu tine însuți. Doar cu tine însuți. Tu trebuie să devii o versiune cât mai bună a ta. Nu trebuie să fii mai bun decât mine sau decât celălalt sau decât ăla sau decât ăla pentru că nu o să fii niciodată mai bun decât nimeni. Niciodată. Totdeauna o să fii frustrat în acest sens pentru că n-ai cum să fii mai bun decât nimeni pentru că acel nimeni este unic și tu ești unic. N-ai cum să fii mai bun ca el. Deci tot ce poți face este să devii o cea mai bună versiune a ta, așa cum primul organism a devenit cea mai bună versiune a lui, după care s-a prins că trebuie să se unească cu alte organisme. La fel și noi. Este absolut necesar în acest moment să ne prindem, să, să ne dăm seama că numai unindu-ne, unii cu alții, adică dând mâna, unii cu alții, într adevăr să dăm mâna, într adevăr să ne unim în comunități uh, integrate într o mare comunitate integrată care se numește Terra, nu? Numai în felul ăsta putem să uh, evoluăm. Și uh, unde ne va duce această evoluție? De fapt noi am început să evoluăm. Ne-am creat un sistem nervos central <laughs> care ne poate conecta în foarte scurt timp, ne poate conecta la un mod incredibil, care se numește internet, nu? Deci există deja un sistem nervos global care unește fiecare celulă. Fiecare dintre noi îi unește prin intermediul acestor uh, 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 eu știu, aparate în momentul ăsta și am senzația că în maxim 10 ani nu o să mai fie nevoie de ele. Și o să avem probabil implanturi sau o să avem niște chestii care ne va, ne va face legături instantanee cu oricine sau orice de pe lumea asta, doar gândindu-ne la acele lucruri. Ideea e ca să folosim imaginația noastră, și creativitatea noastră, și voința noastră în acest sens. Timpul taicunilor, timpul oamenilor care acționează individual, s-a dus, s-a scurs. Adică, și s-a scurs în defavoarea noastră a tuturor. Adică, am făcut suficient de multe greșeli ca să nu ne mai permitem să facem. Alte greșeli. Uh, unde va duce o astfel de evoluție? Eu știu, e greu de spus. Uh, dacă aș întreba, de exemplu, amiba sau cățelul meu, putem să lansăm o rachetă pe lună sau putem să construim eu știu ce, sau putem să facem asta, avem proiectul ăsta, putem să facem lucrul ăsta. Și Bamiba sau cățelul meu ar spune, dar ce zice de ceva de mâncare? <laughs> sau de un os, nu? Un os n-ar fi mai bun dacă ne-am putea înțelege cu ei în sensul ăsta. Deci la nivelul ăla, nici măcar nu... Putea fi conceput să lansezi o rachetă pe lună sau în spațiu, sau să ai sateliți, sau să ai uh, o astfel de cameră, sau să ai un televizor în casă și să mă vezi de la distanță, de, cine știe unde, poate de la, uh, din America sau din Canada sau din Australia, nu să mă, vezi în, uh, să mă vezi în direct. Ar fi imposibil de imaginat, pentru că nu există așa ceva, la, la un nivel mai jos decât noi. Așa cum nu, nici noi nu ne putem imagina ce s-ar putea întâmpla să creăm un super, super organism care se numește uh, Terra și care să devină o conștiință în sine. Să, să, adică toți să funcționăm la unison și să creăm o conștiință care este mai mare decât noi toți cred că potențialul ar fi într-adevăr uriaș, adică probabil că am face uh, niște lucruri dincolo de, indiferent câtă imaginație avem noi, am face niște chestii dincolo de orice imaginație. Asta cred eu că ar putea fi salvarea noastră, asta cred eu că ar putea fi viitorul nostru și așa am văzut eu acest tipar al evoluției, așa am văzut eu uh, și uh, așa l-am înțeles eu, nu l-am văzut eu L-au văzut alții, eu l-am studiat și l-am înțeles și uh, m-am simțit obligat să-l dau mai departe. Ca fiecare celulă, ca tu să înțelegi și tu să dai mai departe și ceilalți să înțeleagă și să dea mai departe și în final să creăm această structură. Această structură care nu mai ține seama de granițe, nu mai ține seama de religii, nu mai ține seama de, eu știu, avuție, ăla are, ăla n-are, ăla e nu știu cum, ăla e nu știu cum, ci ține seama de unicitatea fiecăruia. Iar ceea ce cred cu tărie este că în momentul în care se va crea acest superorganism, la fel cum în interiorul nostru, fiecare celulă, din noi beneficiază de întreaga putere a noastră, la fel, într-o astfel de situație, fiecare dintre noi vom putea beneficia de întreaga putere creatoare și nu numai a, a, acestei, a acestui organism pe care îl putem numi umanitate, într-adevăr. Dar numai atunci îl putem numi umanitate. Numai atunci când Vom deveni într-adevăr umani, când ne vom folosi potențialul în într-un sens pozitiv, când ne vom folosi imaginația într-un sens pozitiv, când în loc să creăm arme de distrugere în masă, putem să creăm o conexiune mai bună între noi, putem să, 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 să eu știu, să cooperăm între noi și să avem o viață mai bună între noi, pentru că planeta asta ne susține însă nu ne va susține la nesfârșit cu prostiile pe care le avem noi în cap. Acum. Nu? Eu sper, sper, ca eu știu, să realizăm în timp util lucrurile astea. Ca, de -aia am pornit. Unul din motivele pentru care am pornit comunitatea este posibil a fost să dovedesc că este posibil și a fost să, să creez o, 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 o chestie care poate avea o putere nemaipomenită. Însă a, a, acea comunitate integrată pe care am dorit să o creez și la care l-am -am atras și pe Bruno și pe Vasile și uh, am mai atras un trainer care e pe cale să apară și voi mai atrage și alți trainer și voi mai atrage și alți oameni. Uh, chiar dacă îmi va lua mai mult timp uh, eu cred că este posibil să creăm o astfel de comunitate și prin această comunitate integrată această comunitate integrată să o dezvoltăm și să arătăm celorlalți că este posibil. Să arătăm celorlalți că există un potențial extraordinar în cooperare. Există un potențial extraordinar în comunitate. Să arătăm celorlalți că fiecare membru al comunității poate, poate beneficia de întreaga putere a comunității. Asta am vrut să demonstrez cu... și asta vreau să demonstrez în continuare. Însă, până acum a fost mai facil până la în momentul ăsta a fost facil să, să intri în această comunitate. Cei care s-au înscris până acum sau care se înscriu în această săptămână, uh, pentru că am promis lucrul ăsta și mențin ceea ce am promis, uh, vor intra într-un mod mai facil. Dar după acest moment, vă garantez, nu vă spun, că vor intra doar cei care merită în această comunitate. De ce? Pentru că nu ne putem permite să, să creăm un mediu și să stricăm acel mediu. Nu ne putem permite să introducem elemente negative în acel mediu. Și voi căuta nu numai eu, ci și ceilalți și voi antrena niște oameni să, să vadă unde sunt elementele negative și să le elimine. Iar cei care vor dori să intre în comunitate vor trebui să treacă prin anumite teste. Efectiv, nu numai un, nu numai un, nu numai un interviu sumar, apropo de atitudine, ci și apropo de abilități și atitudinea va fi garantată pe primul loc și apropo de dorința, de voința, și de capacitatea lor De a se constitui într-o comunitate Pentru că observ Că oamenii vin Vor să ia Dar nu vor să dea nimic Sunt atât de naivi încât Nu-mi imaginez deci Ei cred că universul ăsta așa funcționează Pot să iei și să nu ofer nimic în loc E fals deci trebuie să fii mai mult decât naiv să, să crezi lucrul ăsta. Că poți să iei, să iei, să iei, fără să pui nimic în loc. Nu se poate. La un moment dat va, va, va trebui să plătești pentru ce ai luat. Nu mie, nu la alții, nu, nicăieri. Dar cumva universul ăsta îți va lua înapoi aceeași cantitate energie, de energie pe care tu ai luat-o. Așa că, eu știu, o să caut să să nu se mai întâmple astfel de lucruri. Adică cei care intră în comunitate uh, vor trebui să participe la comunitate. Vor trebui să uh, uh, își dea seama că obiectivele lor sunt obiectivele lor, însă există obiective ale comunității. Numai așa cred eu că uh, putem evolua. Ok? Este uh, ușor nu este ușor. Deci procesul nu este ușor. Eu am crezut că se poate desfășura mai repede, dar nu este ușor. Nu este. Dacă ar fi ușor, toți am, am fi deja într-o comunitate uh, planetară, dar nu suntem. Uh, dar este posibil. Este posibil. Și uh, merită. Și fiecare dintre noi merităm. Tu meriți lucrul ăsta. De ce? Pentru că intrinsec există măreție în tine. Există măreție în tine, la fel cum există în fiecare, există unicitate în tine. Uh, și eu te aștept cu acea unicitate, cu acea contribuție la un întreg mai mare. Uh, până atunci îți doresc, o, până, până ne vedem săptămâna viitoare, îți doresc o săptămână absolut incredibilă. Uh, și uh, eu știu trăiește fiecare zi cu maximă intensitate, uh, cu pasiune și cu o direcție. Ok? Mulțumesc!